am defilat prin campionat pe finalul ăsta de sezon după victoria cu Juventus pe care am văzut-o săptămâna trecută. Las Palmas, Leipzig și Sevilla au încasat mai puțin de 13 goluri de la o echipă a Barcelonei flămândă. Ne iese și astăzi? Rămâne de văzut, pentru că Real Sociedad este o nucă greu de spart pe teren propriu. După cum se vede și pe acest clasament, Real Madrid locul 1, 47 de puncte, Barcelona 41 de puncte, deci avem 6 puncte de recuperat. Real Madrid joacă ireal și va fi foarte, foarte greu de bătut. Atletico Madrid pe locul 3, bla 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 bla, Real Sociedad pe locul 6 cu 30 de puncte. Dar știm cu toții cum joacă Sociedad, jucăm în deplasare și este meci dificil. Încă mă gândesc cum să jucăm împotriva lor, ei joacă, cred că 4-3-3, joacă 4-3-3. Teoria spune să jucăm și noi 4-3-3, chiar dacă cred că mi-ar plăcea să fim puțin mai agresivi și asta ar însemna 4-2-3-1. Dar încă o dată jucăm în deplasare. Hai să jucăm 4-3-3. Ansu Fati doar ce s-a accidentat. Luis Diaz este complet nerefăcut, dar îl băgăm aici în... îl convocăm. Timber n-are cele mai bune meciuri, dar va trebui să insist puțin cu el, că nu știu... din nou va fi... am de ales între Inigo Martinez și Diaz, Riad. Mi-ar plăcea mie Diaz. Balde pe stânga, încercăm să-l forțăm pe Gavi, chiar dacă nu e cel mai bine pregătit zilele astea, pentru că vine după o accidentare destul de mare, are recomandat 4-75 de minute. Deci e ok jucat un 60. Toți cei din atac sunt într-o formă foarte bună, așa că cred că îi jucăm pe toți și jucăm așa, Lamine Yamal pe dreapta, Rafinha în stânga și Ferran Torres striker, chiar dacă Roque... ar putea fi și el la fel de bine titular. Mergem așa și vedem. Oricum, iarăși, nu e capă de țară, dacă iese bine, dacă nu, nu. Și totuși, din nou, toate modificările pe care le-am făcut mai înainte, pe ce mi-a recomandat ăștia, le-am făcut pe 4-2-3-1, inclusiv cu pozitiv și ce trebuie să facă. Băi, să mergem așa, mă? God damn it. Timber, Koundé, Riad, Gavi, să jucăm așa. Turam, Gavi, Pedri. Păi și atunci nu poate să joace Rafinha. Că ăsta trebuie să intre aici. Hai mă să jucăm așa, nu de alta, dar le-am dat tot ce mi-au recomandat băieții, asistentul înainte de meci, tot ce mi-au recomandat, i-am dat pe tactica asta deja făcută. Și nu vreau să iau de la capăt cu fiecare opposition ce să fac. În fine, hai să-i dăm așa. Deci Rafinha nu joacă titular. Tierney va trebui să-l forțăm ușor, ușor în locul lui Balde, să-i dăm minute și lui, că vine după accidentare grea. Saul e ok. Da, asta e echipa. Asta este echipa. N-avem altceva. Poate, repet, singurul lucru acum ar fi între Rafinha și poate Inigo Martinez, singurii la care îmi stă așa capul. Dar îi dăm drumul. Îi dăm drumul, sper să fie fericiți, sunt mulțumiți băieții. Acest clip este sponsorizat de Neba.com, care ne ajută să facem clipurile astea mișto în continuare. Pe Neba.com găsești peste 20.000 de produse digitale cu cele mai bune prețuri de pe piață. Jocuri noi, dar și vechi, diverse e-cards și abonamente pentru platforma ta de gaming favorită. Mie îmi place categoria asta de cheap games, uitați-vă la prețurile astea. Când cumperi e fain că ai posibilitatea să alegi din filtre locația și platforma, așa poți fi 100% convins că poți activa codul ce-l primești la comandă. Neba.com este notată excelent pe Trustpilot de peste 175.000 de și oferă live suport 24/7. Susține canalul folosind linkul din descriere pentru orice cumpărătură pe neba.com. Hai să vedem, băi băieți. Hai să vedem. 4-3-3 de la ei. Nu este meci ușor. Mergem pe key. Și hai să vedem. Let's go. Let's go. Minutul 1. Recuperăm prin Yamal. Simt că vom pierde posesia în acest match. Ei sunt recunoscuți ca fiind destul de agresivi și cu o posesie bună. Hai să vedem dacă putem scăpa pe contra sau de ce nu, dacă chiar putem să ținem mingea. Noi, teoretic, avem echipă mai bună. Practic, Yamal scapă și îl scrie după o pasă lui Timber, dar mie că este offside. Mie că este offside. Parcă mi s-a părut puțin... Da, a fost offside. Am simțit.
Puțin nerăbdător aici Yamal, dar Timber cu o pasă bună. Bă, eu, Timber nu are cele mai bune meciuri, de asta nici măcar n-a jucat meciul trecut. L-am scos din distribuție pentru că are niște meciuri destul de slăbuțe și Fort de câte ori a intrat bine. Avem un corner aici cu Yamal care dă scurt pentru Pedri. Pedri greșește, o pasă scurtă. Sperăm să nu greșească și Balde aici. Recuperează frumos, urcă nestingerit și în fața porții se pierde. Wow, ok, ar fi mers o centrare de acolo, nu un șut. Băi, înregistrăm. Bun, minutul 25, posesia este a lor, dar cumva voiam să zic fazele ale noastre. Am avut două faze bune din care se putea ieși orice, inclusiv offside-ul ăla, până la urmă. Na, you know? Hai să vedem în continuare dacă ne iese. Posesia a lor, șansele sunt ale noastre. Nu m-ar deranja un meci în care nu avem super posesie, dar avem un meci mai bun decât ei. Deocamdată suntem ok, dar meciul este departe de a fi jucat. Ia că tă, ce face Sadi, greșește acolo, cred că Riyad, cred că vine mult după atacant și lasă spații mari acolo. Cine aici? Da, Riyad citește greșit faza și printre picioarele lui Ter Stegen. 1-0 pentru ei. Ah, man, avem 39% doar posesie. Chiar dacă șansele au fost ale noastre până acum, nu este suficient. Din păcate, meciul e al lor deocamdată. Balde accidentat, what? Deocamdată ignoră. Balde interceptează bine aici, deci încă poate. Gavi... Hai să facem ceva, bun. Ferran Torres scoate în lateral pentru Timber, care are ceva loc, dar se întoarce către Gavi. Gavi găsește pe Turam. Ferran Torres, Balde urcă sus, acolo centrează fața porții și Ferran Torres înscrie. Bine, minutul 47, 48, chiar ultimul minut de prelungiri. E frumos acolo că i-am dat încredere lui Ferran și după un început de sezon dezastruos, vine cu 2-3 meciuri foarte bune aici, greșeala omului aici în apărare lui Merino, dar Balde foarte, foarte bine cu un picior practic, pentru că vine ca un de poziție așa de ușor accidentat. Am avut ocaziile mai multe, actually toate, 8 șuturi spre poartă, 3 pe poartă, e doar 1. Dar au posesie, aia e interesant și ușor enervant. Cumva simt să nu-l scot pe Balde încă, pentru că Tierney vine după niște meciuri, după accentare lungă și are doar 45 de minute la dispoziție. Și pe Alex Vale parcă nu l-a jucat încă. Hai să-i mai dăm așa. Oamenii au făcut deja schimbări, ceva nu le-a plăcut, dar sperăm să fim ok. Deocamdată avem o fază unde... Aruncăm mingea în careu, nu iese încă nimic, dar suntem tot în atac cu Pedri! Bine! Pedri înscrie dintr-o pasă, cred, a lui Turam, dacă am văzut bine acolo. Am jucat bine, am stat sus după... Ce? Nu! Ce s-a întâmplat aici? Turam? Dar n-a intervenit! No way, bro! Două goluri anulate, nu uitați că în minutul 2 am avut gol anulat la mine, amal acolo. Unlucky, aici după părerea mea nu a fost corect, nu a influențat faza acolo jucătorul. Ăsta trebuie să fie offside. Ăsta este offside. Mamă, ce meci! Cu 3 goluri anulate deja, 1-1, și offside mare după părerea mea aici. Ho-ho! Mai mare ca lui Yamal. Mult, mult mai mare ca lui Yamal. Puțin la Lucky, după părerea mea, nedreptățiți pe șutul ăla frumos al lui Pedri, unde cred eu că trebuia să... Ce recuperare bună al lui Balde aici. Riyad nu greși acolo, Gavi, mi-ar plăcea mie să-l avem pe Xavi. Întoarce frumos Yamal către Pedri, frumos, o țesătură frumoasă de pase. Gavi înapoi, avem un triunghi aici, câteodată un romb pe care îl tot facem în dreapta, dar hai să găsim și o pasă
spre ultima treime. Turam către Ferran Torres. Balde urcă. Hai să ne găsești o centrare către Pedri, ce a ratat de acolo. Nu, man. Era șansa lui să dovedească acolo că golul anulat a fost o greșeală. Ferran Torres nu reușește să se cupleze cu mingea pe care o primește. Wow! Ăsta a fost un goal kick, da, goal kick. Wow, ce șut! Ce șut al lui Balde! Balde cu un meci extraordinar nu vine să-l scot. Nu vine să-l scot, dar va trebui să schimbăm ceva totuși. Hai să intrăm cu Tierney aici. N-avem decât Balde, un meci extraordinar, dar nu mai poate. Și probabil va fi și accidentat după meciul ăsta. Va trebui să-l odihnim o vreme. Rafinha intră în locul lui Lamin, care nu a făcut un meci bun. Și din păcate nici Pedri n-a făcut un meci bun. Nici Roche nu s-a văzut foarte, foarte bine. Hai să-i dăm așa câteva minute. Și după aia simt nevoia parcă să schimbăm într-un 4-3-3. Nu știu de ce, dar știți cum e. Fac ce fac și eu mă întorc la ce îmi place mai mult. Minutul 76. În continuare n-avem posesie, dar avem ocaziile mai mari. 81. Va trebui să-l scoatem pe Pedri. Hai să băgăm Luis Diaz în locul lui Roche, care n-a făcut nimic. Lăsăm pe Torres în față. Romeo trebuie să intre în locul lui Gavi, pentru că Gavi avea voie să joace doar 75 de minute, deja l-am forțat puțin. Și cred că deja suntem ok, nu? Cu 4 schimbări, am mai avea una, dar pe aia poate o facem la trecerea timpului. Hai să vedem. Minutul 83. Oficial nu mă deranjează atât de tare galul ăsta, dar stai să-l și obținem. Hai aici, poate reușim să scăpăm frumos pe contră, dar nu. Ne luăm golul. Da. Offside? Offside again? Asta nu mi s-a părut offside, de ce să vă mint? Da. 4 goluri anulate pe poziție de offside. Wow! Pur și simplu wow! Și facem o ultimă modificare. Hai să scoatem pe Pedri. Intră Noah Darvić. Și cred că va trebui să mergem pe defensive. Suport la Rafinha. Pe Tierney îl lăsăm co-defend. Timber. Suport. Și hai să tragem puțin de timp. Că e clar că n-a mers cum trebuie. Am avut șansa noastră. În continuare, golul ăla, după părerea mea, nu merita să fie anulat. 2-2 la meciuri, la goluri anulate. 1-1 goluri pe bune. Deci, ce să zic? Am fost clar mai buni. Meritam 2,1 expected goals, ei 0,63. Au avut șansa lor, noi pe noastră, we move. Și cu ocazia asta, probabil ne mai distanțăm puțin de la Real Madrid, din păcate. Avem deocamdată 5 puncte, dar ei au un meci mai puțin. Real Sociedad vine și urcă o poziție pentru punctul ăsta câștigat aici. Dar, no, it is what it is. E un meci ok, meci greu în deplasare, meci ok. Până când pedalăm la următorul meci, voiam să vă spun rapid faptul că am reușit să negociem între timp contractele lui Ansu, Eric Garcia și Noah Darvić, băieți cu care am prelungit contractele. Era important să punem capăt unor posibile transferuri sau posibile discuții, cum că, I don't know, nu reușim să semnăm contractele. Cu ocazia asta cred eu că suntem ok. Iar dacă pe Eric Garcia sau pentru Eric Garcia n-aș spune neapărat nu unei oferte bune, da? De ce nu? Acolo mai degrabă aș urca cu Barty la un moment dat și pare că oricum îi rotesc și Eric Garcia îmi place cel mai puțin dintre ei, chiar dacă nu se arată atât de rău profilul lui. El arată destul de ok, este destul de polivalent, joacă, poate să joace și CDM, poate să joace și pe dreapta, nicăieri wow, dar el încă e tânăr, deci în principiu vreau să-l țin, dar nu e un jucător de bază. Dacă aș avea acum 100 de milioane, 150 de milioane, sigur mi-aș lua un fundaș în loc. Dar, pe lângă asta, ce am mai făcut, pentru că v-am promis că asta voi face cu cei 50 de milioane pe care i-am primit de la Laporta în clipul trecut, vorbeam despre el, bani care au venit doar pentru că situația financiară ne permite și suntem bine, bine de tot. Săptămâna asta, sau mă rog, ce s-a întâmplat între timp cu toate meciurile și așa ca și timp, am ofertat și am oferit 53 de milioane, banii pe care
noi convenisem în relația cu Luis Diaz împrumutul pe care l-am făcut de la Liverpool, 53 de milioane am oferit rapid către Luis Diaz, pentru că este genul de jucător pe care vrem să-l ținem la club. Și mi se pare o sumă mult, mult prea faină ca să fie ignorată. Așa că, după cum vedeți și aici, Luis Diaz a fost semnat oficial. Bineînțeles, el va veni practic din vară oficial, pentru că între timp el este împrumut de la Liverpool. Pentru el plătim, cred că acum, 11 milioane salariu. Din vară ne-am înțeles pe 15 milioane, nu mai puțin. Din păcate, a fost o negociere destul de cruntă, 15 milioane 600 pe an la el, cu o grămadă de bonusuri, inclusiv un milion care s-a dus direct la agent. Și pentru că ne lipseau acolo vreo 3 milioane, noi aveam 51 de milioane ca și buget, a trebuit să ajustăm puțin bugetul, am luat din salarii și am făcut toată treaba asta posibilă. Deci Diaz este la noi, în caz că nu erați încântați, eu sunt super, super încântat, sunt super, super happy și sper eu că și conducerea și suporterii sunt la fel de happy ca mine. Deci nu ne mai uităm la Diaz de acum încolo ca fiind acel loan pe care îl tot folosim, că știți cum e, ca și loan, dacă ai meciuri unde nu știi exact între care să te împarți, să-l joci pe Rafinha, să-l joci pe Diaz, zici, hai că-l joci mai bine pe Rafinha, că e al meu, decât să... Înțelegeți? Diaz e al nostru, chiar dacă deocamdată apare sub formă de împrumut. Acum, situația financiară din nou s-a întors unde o știam. Mă rog, ok din punct de vedere balanță și pe aici, dar nu mai avem bani. Deci transfer budget 0, 0, 0 și cu wage budget unde mai avem puțin loc să ne mișcăm. Poate un 4-5 milioane, dar nu mai mult de atât, pentru că în principiu ăștia sunt. Da, și mai avem și de negociat poate contracte pe aici, pe acolo. Deci voiam să vă țin la curent că v-am promis că voi face treaba asta încă de episodul trecut, așa că am prioritizat nebunia asta foarte, foarte importantă pentru mine. Acum, vedem imediat, dăm în continuare, suntem pe 13 decembrie, voiam să vă arăt, următorul meci va fi cu Atletico Madrid, foarte, foarte dificil meciul, dar este pe 1 ianuarie. Deci imediat după Revelion, când toată lumea este încă confuză după noaptea de dinainte, noi jucăm meciul cu Atletico Madrid. Suntem pe 13, mai avem două săptămâni până atunci. Atunci vom deschide și situația transferurilor. Vedem. Dacă pleacă cineva, cumpărăm ceva. Dacă nu, nu. Eu personal, uitându-mă așa la jucători, singurii care parcă am putea ușor, ușor să renunțăm, în sensul că joacă puțin și tot timpul îi forțez, este odată Eric Garcia, deși a jucat mult. Ia uite, are 12 meciuri. Dar să zici că deocamdată ne-a mers bine și am putea la fel de bine să aducem pe Cubarsi în loc, poate ușor forțat, bineînțeles. Și al doilea, nu știu ce să zic despre Oriol Romeo. Dacă ar pleca și el, poate am aduce pe Bernal din, de la echipa mică. Poate. Și poate i-am dat minute mai rapid, nu știu ce să zic. Fermin Lopez, altul, poate al treilea, de care suntem dispuși să ne despărțim, pentru că joacă foarte, foarte puțin. Deci are 12 meciuri în care a intrat ca rezervă, îl tot forțez eu, dar mai mult mă chinui să-i dau minute, pentru că îl simt mai degrabă, adică mai degrabă l-aș fi jucat și îl joc pe Noah Darvić. Și la o adică poate l-aș da chiar și pe Ferran Torres, dar ușor, ușor ce facem? Facem, ajungem iarăși unde am fost anul trecut și anume diminuăm prea mult lotul, îl slăbim și nu știu dacă asta este ideea. Cumva în sfârșit jucăm și noi bine, avem un parcurs foarte bun și cred că aș vrea să-l păstrăm așa. Deci în principiu n-aș vrea să plece mare lucru. Dacă pleacă cineva, pleacă, dar echipa este bine așa și vrem să aducem un fundaș central și un portar, dar s-ar putea să fie o treabă de la anul, pentru că anul ăsta e o nebunie. Mai vorbim despre transferuri pe parcurs, foarte probabil mai multe în clipul viitor, nu știu dacă ăsta, vedem în funcție și de ce se mai mișcă pe aici și ce situație apare. Hai să mai dăm continuu aici și să vedem
Na, să ne ducem frumos la meciul cu Atletico Madrid, care va fi un meci, boi, dificil, tare de tot, dar v-am promis că facem meciurile astea, pentru că sunt mai importante decât orice. Ah, by the way, aici în Champions League am bătut meciul cu Leipzig, după meciul ăla cu Juventus am bătut cu Leipzig 3-1 acasă, într-un meci nu neapărat atât de ușor. Deci până în minutul 77 era 1-1, la mine Amal și Rafinha înscrie, dar acum stăm foarte bine în competiție. Dacă ne uităm aici pe competition, după 6 meciuri, deci mai avem 2, după 6 meciuri suntem calificați oricum, deci aleluia, ieșim din grupele UEFA Champions League, mă rog, din ligă, nu ca data trecută, deci asta e o treabă și avem șanse reale să terminăm aici în primele 8, ceea ce este dorința mea mare de tot, pentru că am scăpat de 2 meciuri inutile și practic mergem direct în optimi. Dar asta ce presupune? Dacă am luat o bătaie, încă suntem aici, avem maxim voie să luăm o bătaie din 2 meciuri și avem cu PSV și Antwerp. Meciurile în teorie sunt ușoare, în practică știți cum e. Mai vedem. Băi, mai voiam să vă arăt o chestie foarte, foarte tare, pentru că eu l-am lăsat pe Deco să se ocupe de semnările staffului. Mie, înainte, pe vremuri când mai jucam jocul ăsta, îmi plăcea să-mi bag nasul și să-mi aduc eu scouteri, fizio, coaches, antrenori secund și așa mai departe. Bă, anul ăsta, jucând prima oară după foarte, foarte mult timp, jocul s-a schimbat foarte mult, aveam prea multe de învățat în joc și încă am, după cum vedeți, mă chinui, dar, în fine, am vrut să las partea asta să se ocupe cineva de ea, că era prea mult pentru mine, too much. Și fiți atenți ce am semnat, băieți. Manuel Pellegrini, acel Manuel Pellegrini, a venit ca scout la FC Barcelona. Deci este scouter, a renunțat la ideea de a fi head coach, manager și este scouter. Scouter pentru Monaco, pentru ultima oară a antrenat după ce a fost așa la Malaga, Real Madrid, City, West Ham, Real Betis. A fost scouter din 2024 la AS Monaco. Nu știu dacă în realitate face asta, nu cred, nu știu. Dar după ceva vreme la AS Monaco, câteva luni basically, l-am semnat noi. Și pare că se descurcă foarte, foarte bine, are o grămadă de knowledge și super abilitate. Deci, 71 de ani, we move. Și s-a întâmplat minunea, băieți. A luat Real Madrid bătaie pe 15 decembrie, prima lor înfrângere de la începutul acestui sezon. Wow! Prima lor înfrângere. Și lucrurile arată binișor, păcat acum încă o dată, na, îți pare rău că ai pierdut cu Sociedad câteva puncte, dar nu punctele cu Sociedad erau problema, ci cele pe care le-am pierdut mai înainte, mai țineți minte cu Hetafe și cu cine am mai pierdut noi puncte. Asta este, sunt 5 puncte, aia e ideea, 5 puncte și suntem la jumatea turului, mă rog, nu, la jumatea campionatului, aproape am terminat turul, mai avem un meci și... Well, ne arată puțin că chiar și Klopp cu echipa lui de pe extraterestri sau cum vreți voi să le ziceți, galactici, sunt muritori, poate, sper, eu cel puțin. Ne apropiem cu pași repezi de meciul cu Atletico Madrid, dar exact cum credeam, chestii se întâmplă între timp. Așa că, ce mesaj am primit eu în acest moment de la Porta? Era să zic Frank. Juan mi-a dat un mail și spune așa: ce zici, bă, băiatule, dacă ne-am întâlnit noi să discutăm puțin despre noul tău contract? Poate nu am fost foarte clar, poate nu sunteți foarte experimentați, mă rog, pe acest joc, dar contractul pe care l-am avut cu Barcelona nu este forever. Inițial este semnat pe 2 ani. Așa vine by default. Așa că mie în vară, și cred că trebuia să vorbim mai mult despre asta, mie în vară mi-a expirat contractul. Deci dacă nu făceam o treabă decentă măcar, nu aveam nicio șansă să primesc un nou contract de la Laporta. Dar iacă-te-ne aici. Suntem în decembrie, cu 4 luni înainte de expirarea contractului. Laporta spune că este foarte important pentru longevitatea și discuția noastră aici, relația noastră la club, să vedem care este situația cu contractul. Pentru că ei sunt very pleased, înțelegeți? Sunt mulțumiți pentru atmosfera din vestiar, sunt mulțumiți cu 5-0 acela cu Las Palmas. Mi se pare foarte interesant că ei sunt mulțumiți de meciul de Las Palmas dintr-un an întreg în care am făcut o grămadă de chestii bune și rele pe aici. Ei sunt mulțumiți de ce s-a întâmplat în ultima vreme. Mergem în meeting-ul ăsta să vedem ce zice Laporta.
Dacă camera nu moare între timp, mergem. Attend meeting. I would love it. We believe it's important to stay on good terms with you, so hopefully we can contribute to work together to build a positive future for this club. Yep. Perfect. Asta a fost tot? The board has have agreed to offer you a new contract. That was easy. Hai să vedem care e contractul. Vă dați seama. Dacă contractul nu e la care trebuie, nasol rău, rău de tot. Hai să vedem dacă îmi dau un contract acum înainte de întâi, ca să mă bucur și eu de Revelion ca un om serios care mă aflu. Hai să vedem, băieți, că a venit oferta. Deci ăștia au trimis oferta pe 31 decembrie la ora 12. Deci eu mă pregăteam aici, puneam costumul pe mine, întindeam cravata imediat, făceam somnul de frumusețe pentru noaptea de Revelion și ei trimit contractul să-l citesc. Dar hai să-l citim. Deci oferă un contract pe 3 ani cu 5 milioane pe an. Asta nu contează. Nu știu care e treaba aici. Deci chiar nu știu care e treaba. Hai să dăm start negotiation. Să vedem care e treaba, ce putem negocia noi de aici. Deci putem negocia. Când începe? Ok. Cât durează? 4 ani. Nu zicea că ne dă 3 ani? Parcă da, 5 milioane pe an. Și ce pot aici? O să cer bonusuri. Bro, nu mă interesează. De ce aș cere? Deci bonusul nu mă interesează. Și aici nu pot să negociez nimica? Că sunt unele care nu-mi convin. Nu pot să negociez, nu? Păi, chat, pare că nu prea pot să negociez nimica. Adică ce sens are, a? În fine, finalizăm și am semnat contract. Cred. Suntem aici pentru încă 3 ani sau 4 ani. Cât am dat? 3 ani. Și am primit și mail-ul oficial, băieți. Contractul acceptat. Până în 30 iunie 2028 stăm la acest club. Let's go! Acum, știți cum e. La începutul carierei am zis așa. În primul sezon să câștigăm un trofeu mai mult decât Xavi. Și am câștigat un trofeu. Cel mai puțin important trofeu, dar l-am câștigat. Iar dacă pe toate celelalte planuri poate am fost mai răi, sau mă rog, mai slabi, inclusiv în UEFA Champions League, că nu am ieșit din grupă. Anul 2 ne propunem un titlu. Acum, noi ne propunem un titlu mai serios, Champions League sau campionat. Realitatea pare dificilă, dar vedem ce iese. Cert e că la Porta nu așteaptă de la mine wow anul ăsta în campionat. Vrea să ne calificăm doar în UEFA Champions League, dar așteaptă de la noi să câștigăm UEFA Champions League, ceea ce este mental. Dar, în fine, avem mail-ul, după cum se vede, we move și celebrăm. Lăsați în comentariu, bravo, Rivi, we move. Și hai să dăm drumul la meci, băi băieți, că ne-am lungit suficient. Nu știu cum pare pe clip, dar pentru mine, astea două săptămâni au, dintre meciuri, bineînțeles, au durat foarte, foarte mult, mult mai mult decât mi-am dorit să stau cu luminile astea aprinse în ochii mei. Așa că dăm drumul la meci, ei joacă din nou nebunia asta cu 5 pe fund. Genul ăsta de meci l-am avut și împotriva lui Juventus, dacă nu mă înșel, și ne-a prins foarte bine jucând 4-2-3-1. Așa că jucăm tot așa, 4-2-3-1 și punem cea mai bună echipă posibilă în teren acum. Singurul lucru ce m-am gândit să schimb este să-l joc pe Torres Striker în loc de Vitor Roque. Apropo de asta, Torres a venit să ceară salariu mai mare și i-am zis da, dar în momentul negocierilor cu agentul mi-a cerut să fie, în loc de squad player, să fie regular starter și eu nu prea am loc de el regular starter acum, așa că deocamdată am oprit negocierile, e puțin supărat așa, așa că încercăm să-l forțăm să vedem cum e, ca să nu mai zicem că venim după două săptămâni fără meciuri și toată lumea este destul de ciudățică așa. În fine, e cel mai bun 11 posibil, așa îl jucăm cu discuția că îl aveam pe Ansu Fati care doar ce vine după accidentare și nu e neapărat pregătit de a fi titular, dar îl băgăm în timpul meciului. La fel și, what's his face? Luis Diaz, care este rău tare cu fitness-ul și va trebui să-l băgăm în timpul meciului. Vitor Roque era singurul care putea să joace 100% el cu Saul, dar am ales, îi dăm drumul și we move. N-am mai jucat de mult cu Atletico Madrid, nu mai știu în ce formă sunt și cum se descurcă. Ei sunt pe, cred că pe 5 în campionat acum, dar doar pentru că au meciul minus.
Sper să rămână așa. Uite, le vedem și forma. Între timp au două victorii în 5 meciuri, dar doar o înfrângere. Deci nu neapărat și nu știu care sunt meciurile alea. Sunt pe locul 5, cum ziceam, la egalitate puncte cu locul 4 Valencia și la 3 puncte de Villarreal. Noi avem drumul nostru, jucăm acasă și sper să scoatem un rezultat bun. Dar, na, we move. Mergem pe extended, pe este meciul numărul 2 și așa am decis noi împreună la un moment dat. Vă spun povestea asta de fiecare dată pentru că probabil că sunt oameni noi pe aici care nu știu. Și dăm drumul la meci. Bun. Timber urcă deja pe partea dreaptă și centrează către la minimal. Cred că a fost offside din prima, dacă nu mă înșel. Și cred că nu mă înșel, am văzut perfect. Offside. Deja în minutul 1. Vreau să avem posesie. În ultima vreme nu știu ce am făcut. Nu știu ce am făcut pentru că nu mai avem posesie. Posesia noastră s-a dus puțin pe apa sâmbetei. Nu-mi dau seama ce am făcut la tactică, dar nu mai avem meciuri de la posesie sănătoasă. Și îmi pare rău. Ter Stegen și cu Gavi par deja ușor loviți în aripă. Nu știu ce naibii au pățit, dar... Dacă la Gavi mai e cum mai e, dar la Ter Stegen e nasoală treaba rău de tot. Avem o centrare bună de la Gavi aici care scapă și lovește cu capul Rafinha. Scapă Atletico. Rafinha din nou în careu îl întoarce către Pedri care îl întinde pe Oblak. Minutul 19, avem 3 ocazii deja frumușele. Ter Stegen are o vânătaie, ci că nu avem cum să-l scoatem, că nu avem ce băga în loc, e nasoală treaba. Deci Ter Stegen va trebui să suck it up, pare ok oricum. Și văd că și Gavi s-a scuturat și joacă. Avem nou șut pe poartă deocamdată, sperăm să rămână așa. Avem din nou mingea, Gavi către Pedri, Pedri de la marginea tare, careul lui dă pe lângă poartă. Pedri nu reușesc să-i mai găsesc forma aia pe care o aștept. Mi s-a blocat camera, ca de obicei, super, acum suntem ok, dăm drumul din nou la meci, minutul 36 cu 7 șuturi, din care 4 pe poartă, Rafinha vine cu lovitură liberă, îl întinde pe Oblak, dar nu reușim să înscriem, sper că aceste ocazii să nu se răzbune, asta ar fi super, super trist, dar Yamal îl avem acolo, introducem mingea în careu, dar cei 22 de jucători al Atletico Madrid scot mingea de acolo. Zic 22 pentru că sunt literalmente toți acolo. Cred că și Simeone era în poartă. Timber greșește. Samuel Lino dă drumul la minge, dar Koundé este pe poziție. Centrare bună aici, dar nu reușim să reluăm spre poartă. Balde intră bine și Rafinha scrie în sfârșit. Let's go! Gol meritat după ce am condus ostilitățile întreaga repriză. Minutul 44. Faza a început aici, de pe dreapta, cu Timber, centrează, dar Jimenez respinge. Balde intră vertiginos pe partea stângă. Băi, ce jucător avem aici pe Balde. Pe partea de apărare nu e wow, dar în atac e ireal. Ireal. Avem o altă fază cu Balde. Intră, nu reușește să centreze, dar îl găsește pe Turam, care îl deschide pe Rafinha cu al doilea gol în cât? În 4 minute? Or something like that. Balde urcă, centrează, îl găsește pe Turam, care se întoarce frumos și Rafinha îl execută pe Oblak. Va trebui să fac ceva la camera asta, că mă scoate din minți și până acum a mers destul de bine pentru 2 ore. Este pauză, dați-mi voie să umblu la cameră, sper să nu resetez calculatorul din greșeală și revin. Măcar numai licăre, sperăm să rămână așa, deci este 2-0, posesie doar 49%, dar nu au dat niciun șut măcar spre poartă. Ceea ce ne place, place, place. 4-2-3-1 funcționează corespunzător, Pedri nu joacă în continuare meciul meciurilor și simt că trebuie să-l schimbăm pe Gavi. Pare nasoală treaba, Saul aici, intră în locul lui Turam, Turam e mai bun defensiv. Băi, să mergem... Acum realizez că avem DM-ul rupt, nu? Oriol Romeu nu e convocat. Nu-i nimic. Mergem așa, Ter Stegen este ok, puțin șifonat la un moment dat, dar we move. Mergem așa în continuare. Bun, Gavi out.
Gavi out, sperăm să nu fi fost Gavi cel care ținea mijlocul terenului. Îmi place când văd un adversar care nu atinge mingea. Practic n-au avut niciun șut pe poartă, n-am avut nicio fază de la ei pe care să ne-o prezinte jocul. Așa că, mă rog, în afară de astea, asta nici măcar în mod normal n-ar trebui să conteze pentru că este mingea de start a reprizei. Bun, ce match are Rafinha to start with? Senzațional. Vine cu două șuturi în 4 minute care execută și liniștește deocamdată meciul. Oblak încearcă o degajare. Hai să vedem pressing-ul nostru cum face față și dacă face față sau dacă reușește să iasă de acolo. Aproape să punem piciorul pe minge cu Balde. Bun. Ce a fost acolo? Capă Ferran, Yamin. Uf. Yamal șutează, dar nu reușim nimic bun acolo. Riad, pentru al doilea meci titular la rând. Din nou am avut dilema dacă... Două meciuri foarte grele. Foarte grele. Deci dacă reușim victoria aici, ar fi un super, super W, pentru că avem un egal în partea cealaltă. Cu victoria aici ar fi foarte bine pentru două meciuri încălcate. Foarte grele, dar la min... avem nevoie de un gol ca să închidem meciul. Molina cu un out aici, câștigăm pentru moment, dar din nou Molina revine. Hai să rămânem la locul nostru acolo, Riad, te rog frumos. Samuel Lino pe partea aia, multe s-au întâmplat pe partea aia în prima repriză. Un șut complet telefonat al lui Saul. Minutul 66, cred că e timpul să mai facem o mișcare, ceva aici, o schimbare. Îl mai lăsăm pe Rafinha puțin pe dreapta pentru că prea bine a jucat. Hai să-l vedem pe Diaz în stânga în locul lui Lamin și hai să-l vedem pe Ansu Fati în locul lui Torres. Ăsta e jocul deocamdată. Minutul 71. Ei au rămas cu un șut pe poartă. Noi avem o fază bună prin Rafinha. Rafinha cu un meci foarte bun, un șut foarte bun în continuare. A început să-și ascută simțurile la loviturile astea de colț și îmi place ce văd de colț. Wow, dar de când execut... Nu știu de când executăm așa. Îmi plac loviturile scurte și vreau să le văd așa în continuare. Minutul 79, mă gândesc serios să schimbăm unul dintre fundașii laterali pentru că am alergat destul pe partea aia. Tierney în locul lui Balde, îl trecem pe suport și cred că ușor ar trebui să trecem pe defending pentru că ne-am făcut treaba, nu-i așa? Ne-am făcut treaba și cred că e deja suficient. Minutul 86. Tragem de timp. Avem mingea, Rafinha, către Timber înapoi. Timber îl găsește pe Turam care centrează în fața porții. Reușesc băieții să respingă, dar noi suntem și noi acolo. În continuare, Chadi Riad cu un meci foarte bun. Tierney urcă, îl găsește pe Diaz. Cu un șut îl întinde pe Oblak. Oblak scoate frumos peste bară. Încă un corner. Hai scurt, te rog. Rafinha, tati. Scurt. Trage de timp, asta e bine. Ansu Fati, pe care l-am trecut în partea dreaptă, greșește. Hai să-l rupă cineva pe Bun, băi, Rafinha, ce jucător. Ce jucător. Minutul 92, mai facem o schimbare la trecerea timpului. Și îl introducem și pe... hai să-l vedem pe Hector Fort. În locul lui Timber, să avem un om proaspăt acolo să alerge. Minutul 93, teoretic, ultima fază a lui Javi Galan. Vine Turam, îi fură mingea ca și când nu s-ar fi întâmplat nimica. Și ce match! Ce match a lui Rafinha! Let's go! Am închis meciul în 3 minute, am fost mai bun, n-am avut posesie. Ceea ce e puțin surprinzător și ușor frustrant pentru mine, dar uitați-vă la șuturi. 17 la 3, 10 pe poartă la 1 pentru ei. Practic au avut 0,09 XG, am jucat mult mai bine. Ce apărare, Riad, cel mai bun om din apărare, de după Timber, actually. Ter Stegen a fost și el ok. Și Turam, da, frumos, foarte, foarte importantă victorie. Hai să vedem cum e situația în clasament. În acest moment, la egalitate de meciuri, toată lumea cu 19 meciuri, deci, practic, la sfârșitul turului, oficial, acum s-au jucat 19 meciuri, oficial, acum se termină turul și avem 5 puncte de recuperat în spatele lui Real Madrid.
dar o poziție 2 consolidată cu 8 puncte în fața lui Villarreal, care se regăsește pe poziția a 3-a. Frumos, meci foarte greu, dar terminat așa cum trebuie, cu o victorie pentru noi. Vamos! Meciuri foarte grele dovedite azi, băieți. Sunt mulțumit tare, tare de tot. Cred că săptămâna viitoare ne auzim pe meciul din UEFA Champions League cu Antwerp. Ca să definitivăm cumva grupa din UEFA Champions League. Dar vedem. Oricum, un lucru este cert. Până data viitoare, vă salut!